Și pentru că l-ați pomenit pe domnul Rinu Trușcă, unul din prietenii lui Mihai, o să-l rog pe dânsul să continue prezentarea ideilor pe marginea cărții domnului Racovician. Seara tuturor, bună seara Mihai, bună seara domnule profesor, e prima oară când, să spun, interacționez cu dumneavoastră, vă urmăresc de mult la televizor. Îmi face mare plăcere să fim măcar pe același ecran, să zic. Bună seara tuturor, o parte, pe o parte dintre dumneavoastră vă cunosc pe ceilalți lucruri. Speranță avem ceva în comun, dacă ne-a dus viața împreună pe acest ecran. Iată că Mihai a reușit celor mai mulți dintre noi nu ne ias. Avem cu toții, probabil, probleme de idei, inițiative, dorințe reușite, nereușite, dar nu reușim să ne apunăm într-un loc, astfel încât ele să devină o resursă mare. Mihai a reușit acest lucru și eu sunt oarecum invidios, pentru că nu e lucru puțin, ușor să pui într-o carte experiența ta, cu toți avem una, dar e foarte greu să o punem într-o carte. Mihai, bravo, felicitări! Tu vorbești despre cadastru, iată, este profesia pe care noi am ales-o și noi nu am reușit să facem asta. Noi nu am ce să punem aceste idei, aceste lucruri, la oaltă, astfel încât toți ceilalți să aibă o reflexie asupra lor. Ceea ce este pentru mine fascinant și m-a motivat mereu este, așa cum spunea colegul meu, puterea ta de muncă incredibilă. De renumărate ori am renunțat, am fost pesimist, de fiecare dată când am stat de vorbă cu tine, parcă mi-ai dat aripi, mi-ai dat o nouă viață, m-am luat de la capăt, am căzut din nou și uite, văzându-te pe tine, am reușit să iau lucrurile de la capăt. Cred că mulți dintre cei care sunt prezenți aici au avut această experiență. Potența lui Mihai de a ne pune din nou la muncă, la treabă, să sperăm în continuare. Eu cred că ceea ce transpare permanent din discuțiile cu Mihai este speranță. Sigur că atunci când ne gândim la viața din jurul nostru, suntem oarecum mai aproape de agonie, cum întreba colegul meu. Dar de câte ori vorbim cu Mihai, parcă e stadiul transpare în prezența lui. Din experiența mea, să spun, nu așa de vastă ca acel care chiar se ocupă efectiv de cadastru, eu cred că statul este o construcție creată pe o premisă oarecum greșită. Asta e opinia mea. De când există el. Niște oameni ar trebui să muncească în folosul altor oameni. Asta e această chestie nenaturală. Și tocmai din acest motiv, când există câțiva oameni care reușesc să depășească această situație, trebuie lăudați, trebuie încurajați, trebuie să fim alături de ei. Mihai, eu te felicit în continuare. Sper să reușim să ducem la capăt proiectele începute. Cred că fără tine ar fi aproape imposibil. De aceea îți doresc în continuare lucrare de muncă să fie alături de noi să ne ajut să realizăm aceste proiecte. Noi vom fi mereu cu ochii la tine. Ai o șansă să nu duci la capăt ideile tale geniale? Vreau să îmi permit să intervin, să mulțumesc celor doi de la agenție, în mod special domnului director Buza și domnului Rinu Trușcă, de felul cum au reprezentat cu cinste, demnitate și profesionalism întâlnirea de la judecătoria Arad, în care s-a dovedit extrem de clar că România au talent. Nu la acele emisiuni de pe toate sticlele în care le puteți deschide, ci au capacitatea de discernere, adică de a face lucruri bune, de a face lucruri transparente, de a debirocratiza, de a moderniza și a limita corupția.
Mulțumesc, Rinu, și să știi că nu vei scăpa până nu-ți vei îndeplini sarcinile.